După live, fetele și mamele au luat masa împreună în bucătărie, o parte au rămas la discuții. O întrebat doamna Mariana pe Antonia dacă s-a hotărât și până la urmă vrea să plece sau vrea să rămână în competiție. Antonia explica faptul că dacă Valentin va părăsi competiția vineri, își dorește și ea să plece. Dacă acesta rămâne, spunea că normal că nici eu nu mai vreau să plec. Apoi au discutat despre Delia, despre situația cu și au rămas fetele la masă și dezbăteau puțin lucrurile. Delia le povestea că l-a întrebat pe Dedici dacă el cumva s-a văzut mai frumos în alte relații decât se simte acum în relația cu ea. Le mai povestea tot felul de lucruri fetelor și Antonia la un moment dat o întreba dar de unde a venit băiatul ăsta. Delia a mai spus că i-a zis lui Dedish că nu e normal să se apropie de, de, de ea și să-i zică că îi place într-o zi și apoi o zi mai târziu să nu îi mai placă. Antonia spunea că ea îl vede pe Dedish că o place pe Delia, însă are el ceva care îl oprește. Delia spunea că ei nu-i pare rău că a făcut exact ceea ce a simțit și zicea mai bine să-ți pară rău că ai făcut decât că nu ai încercat și Andrada o completa decât să-ți pară rău, mai bine să-ți fie rău.